Salutare dragilor și bine ați venit la partea a doua de prima impresie la Dota 7, Dota 2.7, Dota 7, Dota 7, pur și simplu 7, 7.00, <laughs> Am rămas data trecută la Jackiro. hai să ne uităm la ce schimbări au făcut pe Jackiro. Liquid Fire Attack Slow Increase from, uh -huh, uh -huh, uh -huh. da, la un buff destul de considerabil, Liquid Fire is no longer, Uh, și asta este un, uh, uh, o modificare la Jachiru care este destul de bună Cu toate că nu știu ce ai vrea să-ți faci pe Jachiru Care ar putea să, nu știu, desolate? Maybe? <laughs> nu cred uh, macro pi în, în crize, Deci uh, a fost bafat în multe feluri Poate că Mă uitam aici Dacă ar putea fi jucat core, dar uh, nu pare Plus 15... Da, probabil că va fi jucat cel mult oflane, lane Jachiro nu, nu cred că... A, a, a fost, cred că și la International Jachiro mi dar nu, fi, nu cred că va fi cazul Juggernaut, uh, 150 health sau 20 damage, 20 attack speed, 6 armură hmm. Aici cred că vrei să mergi pe damage Pune, da, damage, uh, cu toate că 150 health, asta îți face și healing word puțin mai bun, dar damage-ul, sincer, uh, Jakiro, uh, Juggernaut este un farmer, un uh, flash farmer, dacă vreți, și 20 damage poate să ajute puțin la eficiență, uh, 20 attack speed la fel, ca și 20 damage poate să ajute la eficiență, poți să te faci puțin mai tanky uh, dacă este un uh, Juggernaut din acela care vrea să bată super early și atunci îți iei viață, îți iei a, șase armură, îți maxezi healing world-ul și te duci peste ei. Sau pur și simplu îți iei damage, attack, speed, a, poate chiar stats, nu no, nu no, movement speed vrei, cred că movement speed. Și Blade Fury DPS... E foarte mult 175, dar da, de fapt, cred că asta totuși. Sau 20 agility care îți dă și damage și armură și așa mai departe. Cred că totuși agility, nu știu. Am, amândouă sunt foarte bune, dar este acel level 25. Keeper of the Light. Movement speed, ar spune întotdeauna, nu știu de ce ai vrea să te duci a uh, strength pe acest erou. 20% XP gain sau minus 25% uh, respond time. Uh, probabil dacă știi că vei muri, cu toate că n-ar trebui cu aceste o să mori prea mult, și cred că mai bine-ți ia experiența. La level 20, ar spune magic resistance, uh, decât armura. Uh, de fapt, și armura poate fi foarte valoroasă. Uh, la level 20, deja vorbind despre late game, sunt sigur că au deja uh, iteme sau tooluri ca să prindă un keeper of the light. Uh, dacă e un mic echilibru, uh, evident. Poți să ții mai mult damage și heal de la Illuminate sau cast range plus 300 și asta e destul de interesant pentru că poți să stai mai în spate, dar și asta e interesant pentru că ai un heal absolut fantastic um, pe Illuminate pentru high ground push mă refer. Cunca, Level 10 plus 20 damage sau plus 150 mana? Uh, dacă ești un Kunkka Rom probabil că o să vrei uh, mana. Dacă ești un Kunkka Core, probabil că o să vrei damage-ul. Uh, care, bineînțeles, se adaugă și la Bringer la level 15, Movement Speed sau Health Gen. Health Gen? Mm -hmm. Health gen, uh, Asta te face foarte, foarte sustenabil, dar asta te face un pic mai elusive. Poți să scar mai ușor uh, cu acest avantaj. Și dacă o să fie eroi din echipa adversă care merg pe movement speed, o să rămâi da, destul de, de ușor de gancat, sau de prins, nu neapărat de gancat. Plus 300 health, destul de mult, dar nu vorbim de strength, deci nu se adaugă și la damage, e pur și simplu pure, pur HP. Uh, sau 120 de gold per minute. Uh, asta dacă ești în spate cu itemele poate fi interesante, dar e un singur creep wave și nu cred că se merită mai degrabă ți-ai viața. Plus 200 torrent e. Uh, asta se face torrentul incredibil de uh, puternic, aș spune. Magic resistance, atât de mult în late game, aș spune că nu te interesează. Că la level 25 în late uh, it's all about the physical, bro. De dacă are lumea eterale și dagoane și nebunii de genul acesta, atunci da. <coughs> Putem să vorbim și despre Magic Resistance. Legion Commander. O vreme de damage pe hero increased. Ok. Asta e un buff foarte mare. Base damage risk. Au, oh, asta. stați puțin. A, ah, ok, ok, ok. Nu, no, nu, no, e un buff. De fapt e un nerf asta. Dacă prinzi mulți eroi, da, este un buff, dar dacă vrei să faci damage mare pe un erou care stă între creepi, nu îl mai faci chiar ca înainte. Este de fapt un balance mai mult decât un buff sau un nerf. 7 uh, strength sau 15% XP gain? Uh, nu știu de ce ai vrea să ți iei 15% XP gain pe acest erou, probabil 7 strength. Uh, poate dacă ești în spate, um, să spunem. Cine știe? Level 15 plus 30 damage sau plus 20 movement speed. Aici e debatable. Dacă ai un blink, nu te interesează acest uh, movement speed. Dacă ai shadow blade, s-ar putea să te intereseze, dar gândiți-vă că practic 30 damage înseamnă două ultimate de level 2 și atât. Sau movement speed permanent. Una din două. Probabil eu aș merge pe movement, pe, aș merge la legion pe strength, movement speed. Uh, este din nou situațional, depinde de la meci la meci, dar în principiu astea două, dacă am un meci bun, astea două cu siguranță, level 20 plus 7 armură sau minus 20 de secunde respawn time, întotdeauna mergi pe armură pentru că întotdeauna o să te gândești că nu o să mori. <laughs> Și atunci nu te interesează respawn time cât te interesează armura. Vrei să fi fii tanky, vrei să nu mori. Uh, cooldown reduction, Plus 40 du uh, Duel Damage Bonus Deci, uh, practic, uh, nu știu dacă asta s-a la Base Damage sau nu um, uh, 4 ultimate de level 1 sau uh, 3 ultimate de level 2, 3 Cred că Cooldown Reduction, sincer Dacă, dacă ești level 25 și jocul este prelungit, vrei Cooldown Reduction? Sau, oare vrei Cooldown Reduction? Cred că da, pur și simplu nu neapărat pentru ultimata, ci pentru preț de atac, care este un spell foarte, foarte bun și folositor. Reshrac, Lightning Storm Gems Rescale, 4, 5, 6, 7, acum mai 4, 6, 8, 10. Uh, 10, wow! Uh, Lightning Storm Cast Point Redus from... Um... Ok, ăsta uh, e un buff bun pentru Reshrak. Reshrak care a fost atât de spămuit în patch nu trecut, ci acum două patch -uri. Uh, tocmai din cauza Lightning Storm-ului, uh, iată că au reușit să-l bafeze cumva din nou. Probabil că o să vedem din nou uh, niște leșrac mid, aș spune. Movement speed sau health, probabil că vrei movement speed, pentru acest hero este absolut incredibil movement speed-ul. 400 mana, 8% magic resistance, aș merge pe mana. Uh, spell amplification, <laughs> wow! Aleu 20, da cu siguranță o să mai vedem, de fapt e doar 5%. Totuși 5% este, adică it's all about the damage, cu, uh, it's all about the magic damage cu acest rău Deci plus 5% spell amplification în loc de 12% uh, s-ar putea să fie mai strong, plus 50% diabolic uh, Edict Explosions, uh, plus 2 secunde Lightning Storm duration Wow, 2 secunde! A, bine, asta poate fi purgit, asta, cred că asta pentru push, sau asta dacă, pur și simplu, a, nu poți să te te și trebuie să dai de la distanță, dar a spune că, diabolic, te -ai, tu, întotdeauna, a, ai făcut un push, ai deja, a, poți să iei un tun și o baracă, cred că, cu asta, la level 25. Deci, frost time, now target invulnerable structures. Ok, ok cred că poți să dai asta, înseamnă că poți să dai frost armor pe turnul și așa mai departe. A, plus, ăsta plus movement speed cast range pe Lich s-ar putea să fie destul de interesant. Plus 150 damage. Asta e jumătate de rapier. Nu, pentru? Asta, pe, fix pe principiu Crystal Maiden, care avea plus 50 de damage, cred că la level 15. Uh, sau la level 10, nu mai știu. Uh, level 2 sau so, plus 120 de gold per minute plus 25 frost armor structure armor frost armor structure armor deci armor plus 25 armor frost armor structure armor armor or armor attack supply 30% percentage ms and as slow m-am uitat ce înseamnă însă și as probabil ceva care ar trebui să știu, dar nu contează. Trecem mai departe de aici, dăm încolo pe aici. Life Stealer. Oh, yeah! Life Stealer. Plus 5 la All Stats, plus 5 pe Attack Speed. Sincer, la level 10, uh, cred că Stats, pentru că la level 10 de obicei nu ești pregătit, dar Attack Speed-ul ăsta este totuși permanent și te ajută și la farm, dar și Stats-urile astea te ajută la farm. E debatable. Ball. Nu știu exact uh, care ar fi uh, opțiunea cea mai bună aici, plus 200 health sau 25 damage, mm, dacă era strength, uh, cred că mergeai pe, pe strength, dar este pure health, pure HP, nu este strength, nu este damage, așa că vrei damage, vrei pur și simplu să mergi pe damage. 15% evasion sau plus 25% movement speed. Eroul ăsta fără iteme de movement speed este 0, deci aș spune că movement speed um, pentru și mai multă mobilitate în timp fight -uri. Încă o secundă la rage sau 15 armură, aia -e 15 armură cu siguranță. Ai fi serios. O secundă pe rage, dacă chiar ai nevoie de secundă aia, îți faci un BKB. Um, Aici, adică 15 armură este uh, un item de um, nu știu, nu știu. E mai bine decât un plate -mail. Este un plate mail și jumătate, hai să zicem așa. Uh, uh, în bani asta ar veni vreo 2000 de gold. Deci, nu știu, debatable. Uh, um, o secundă. <coughs> chiar contează secundă aia? Aș spune că contează dar um, probabil că contează pentru că e plus o secundă la toate regiile care le dai. Încă o dată debatable și vom vedea când o ajunge cu lifestyle în un ultra late game care opțiune până când ești level 25 deja simți ce ai nevoie. Dacă au foarte mult physical o să iei armură. Dacă au foarte mult magic, probabil vei rage <laughs> Cam asta este, cam astea sunt variantele. Lina. Plus 20, 250 mana sau plus 20 damage. Ok, dacă te duci pe Lina right clicker, probabil că vrei damage -ul. Dacă te duci uh, spellcaster, probabil că vrei mana. Destul de evident aici. Uh, 100 cast range sau minus 20. Încă o dată, respawn time ăsta Nu, nu, nu înțeleg așa de bine. Uh, decât dacă îți propui să mori, Poți să-ți plănuiești chestia asta, dar mai sunt meciuri în care până la level 15 îți dai seama dacă ești susceptibil la genco și așa mai departe și uh, o să mori. Și atunci poate vrei acest minus 25 respond time, uh, dar de ce ai vrea asta când poți să-ți iei asta și un Ether Lens și nu o să te mai prindă nimeni niciodată pentru că o să stai întotdeauna la 5 km în spate, o să dai Dragon Slave-ul din fântână. Level 20 plus 5% spell amplification sau plus 150 attack range. Spell amplification aș spune. Uh, attack range încă o dată dacă te duci în right clicker, probabil că vrei asta attack range, cu, cu, drag, cu force spike pe ea și cu attack range uh, o să dai tot din fruntana. Uh, plus one fire soul Max Tax. Uuuu, uh, asta s-ar putea să fie interesantă nu știu cum o să dea, dar cred că o să dea tare lina cu chestia asta sau poți uh, să scoți să nu mai e cooldown pe Dragon Slave. Bineînțeles <laughs> că are cooldown mai mare de 4 secunde, dar uh, și cu octalină pe ea și cu Tra la la. Hmm. Leon, Finger of Death scepter au in from 300 to 300 Asta da, am văzut schimbarea asta. Mm, ok. O să vedem dacă vedem, uh, o să vedem dacă vedem. Armor, armor, armor. Mai multe agă pe Lion, probabil că nu o să afecteze prea mult schimbarea asta. Uh, viață sau demici, viață întotdeauna, demici, adică dacă te duci Core Lion sau e posibil să vedem Lion Mid. Nu cred. Uh, dar asta este o schimbare foarte interesantă. Uh, dacă ai un um, o abilitate care se adune la un loc sau ceva. Uh, poți să dai, da, de fapt nici nu trebuie abilitate care să-i adune, pur și simplu ai patru targeturi pe care poți să dai mana drain. <laughs> Ei mana la toată echipa. Dar bineînțeles ești vulnerabil în, în, momentul în care faci mana drain. Dar un um, vedea. Sau plus 20 la 100 ca să te faci un line super, super tanky. Dacă o să joci core line, probabil că lucrurile astea, astea, asta poate și asta s-ar putea să fie de folos long druid returning from true form to druid reduced from A, um, ah ok 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 uh, spirit bear now has uh, mana regen cool cool 200 attack range sau 250 viață damage damage 65 sau plus 30 la spirit bear probabil toată lumea o să și pe spirit bear sau uh, pe ero de ce nu și joș range damage sau să adaugă indiferent Level 20, plus 7 spirit bear armor, uh, oh my god, la level 20 uh, ai plecat și ai făcut push la bară și nu-ți mai dă nimeni uh, ursul jos, asta nu cred că te interesează, sincer, uh, plus uh, o secundă jumătate Tangle duration sau uh, minus 10 secunde la savage roar cooldown, uh, wow, asta, uh, deci dacă nu-ți asta, cu siguranță-ți e asta, nu te mai prinde nimeni niciodată cu lone druid. Cu lone druid. Luna, unul din, una dintre ruinile mele preferate. Level 10, plus 15 damage, plus 4 armură. Ah, am două bonusuri, sunt destul de mici. Ah, bănuiesc... Uh, prru, uh, uh, <laughs> damage. Damage întotdeauna. Efficiency. Ah, plus 40 beam damage, sună foarte, foarte puțin. Cred că ți iei una din două, depinde. Dacă te ducea ganim, asta cu siguranță este um, mai valoros. Hai să facem așa un scurt calcul. Uh, cu Aganimul lui Sembim, cred că ai vreo... Că... Am uitat, am uitat câte ai. Dar uh, cu siguranță se adună, accepti în vreo 500 de damage cu acest talent. Plus 25 attack speed, plus 10% la magic resistance o să mergi întotdeauna cu, cu BKB-ul pe tine o să mergi întotdeauna pe attack speed vrei să-i omori repede cât ești în BKB uh, și probabil la level 20 dacă nu ai uh, acel farm strălucitor briliant, incredibil probabil că nu o să ai un nici pe tine, nici mâncat îți iei attack speed și 4 secunde pe Lucent Beam, nu știu, cred că mergi pe stats. Bine, dacă ai asta și aganimul, probabil că vrei și asta.

știu Am mai am jucat eroul, dar nu îmi propun uh, să-l joc decât dacă intră foarte, foarte strong în meta, atunci da o să zic că hai că învăț și eroul ăsta, învăț și Licanul. Dar deocamdată e un erou care uh, uneori are nevoie de micromanage, are nevoie de acea, acel game sense foarte, foarte dezvoltat. Uh, trebuie să știi când vrei să te bați cu el, când să intri în teamfight-uri, când să faci split push și așa mai departe. E un erou destul de uh, high skill aș spune. Uh, ca să faci ce trebuie să faci cu el. Că de jucat, poate să-l joace oricine. Uh, level 10, plus 20 sau plus 150 health. Strength sau respawn time, evasion sau cooldown reduction, shape shift reduction sau 4 wolves. Wow! Amandouă chestiile astea sună incredibil de bine, uh, dar așteptăm părerea unui profesionist să ne spune exact uh, cum se joacă. Probabil că 15, la, uh, 15 secunde de shape shift. Pentru că, hai să fim sinceri, ce faci în ultra late? Ce faci cu doi lupi? Doar să dai clădirile jos mai repede, aș spune, dar, sincer, chestia asta e mult, mult mai interesantă. Skewer cooldown reduced from 30 to 25. Magnus, ok, welcome to the meta. Plus 25% attack speed, sună foarte interesant. Sau spell amplification, nu cred că te interesează asta, cred că te interesează asta. Cu Empower, cu Echo Saver, nu mai trebuie să mai ai un hard carry care este după el. Poți să fii tu acel hard carry. Um, gold, da, probabil că și damage, probabil că și strength. Mm, nu e o pe care ai nevoie de movement, de movement speed uh, neapărat. Probabil că vrei strength și. Uh, eu cred că subestimez chestia asta cu time ah Stai puțin, da, da, o subestimez puțin. Am avut un strănut și imediat cum am pus pe mut mi-a trecut. Și am făcut și o mică poezie. Cred că subestimez puțin chestia asta. O să vedem un pic după ce vedem profesioniștii la treabă dacă se aleg pe între aceste opțiuni sau dacă de obicei se merg pe celelalte. Deocamdată sunt... Uh, mie mi se pare că nu e ceva care ai vrea neapărat decât foarte situațional. Dacă, dacă știi că e un joc în care mereu te sacrifici pentru echipă, dai al cer RP, uh, dai tot damage care îl ai, îi lași pe toți cu viața puțină, dar cu... Uh, dar se compensează faptul că vei muri, poate vrei acest minus 35% respawn time. 35 de secunde, pardon, respawn time. Altfel, nu, pur și simplu nu văd uh, nu vede de ce ai alegi chestia asta, dar mă rog. Meduza, plus 10 intelligence ok, sună foarte bine și 15 damage nu sunt așa de bine, cred că plus 10, la, uh, plus 10 intelligence mereu. Attack speed sau evasion? Aș spune 10% evasion, sincer, sau attack speed și attack speed sună foarte, foarte bine. 15 agility sau mana, la, la medusa până acum toate sunt foarte bune, poate mai puțin acest 15 damage, care să vedem pe split shot la level 4 ar fi um, 60 damage pe bucată. Mm, mm. Uh, bine, de fapt, stai puțin că se și reduc, probabil vreo 50 damage, dar cred că mergi pe inteligență, sincer. Uh, plus uh, o secundă stongae stun, Fu, 25% lifestyle. Da, 25. 25% lifestyle. Pentru că dacă... Da, dacă... Nu o să stea nimeni să-și să în să de la stone gaze. Poate într-un low, low, skilled match. Sau poate pur și simplu crezi că o poți omorâ înainte să-ți să, să dea stanul și fix secunda aia de fapt o să conteze să vă omoare pe toți. Acum cu abilitatea asta nebunituză o să poată să întoarcă cele mai nebune fighturi. Nu că până acum nu putea, dar acum o să aibă una tu. Mi pot cunoaște neau share full attributes without scepter. Excellent, excellent. Heard by no longer interrupts channel spells. It probably did on initial cast, but not refresh. Mi strength gain reduced from tralala. Armură sau damage, nu joc mi nu pot să vă spun exact. Lifesteal, movement speed, cred că movement speed aș spune. Evasion sau attack speed, Ha, attack speed întotdeauna. Uh, had evasion not really attack speed 3 secunde cu puff cooldown aș spune sau so? 400 de health no, 3 secunde puff cooldown Vrei să fii activ cum îmi nu vrei să stai să, iei, să ți să bucăți Mirana added a change indicator for Mirana ultimate scepter start on yay super pentru că joc Mirana destul de des mai ales cu aganimul uh, de fapt mereu cu aganimul Acum o să știu exact uh, să-mi eficientizez mai bine puțin uh, farmul, Pentru că uneori mai treci pe lângă un camp și cade un stun-stone de ăla fix înainte să ajungi pe lane Bla, bla, bla Chestii de definiție. Level 10, plus 8 agility sau plus 150 health Haide, și așa, pentru că sunt un jucător de Mirana, haideți să vă spun ce aș lua eu aici Plus 8 agility probabil uh, Level 15 plus... Uh, întotdeauna plus 5 sau plus 30 attack speed. Problema este că îți face aganimul până la level 15 cu siguranță. În 5 înseamnă acest 5 uh, spin amplification? Deci dacă avem uh, 600 damage um, ai să, fără double stars, mai spunem doar 600 damage, uh, poți să faci maxim 900 minus acel 25% de magic resistance, ar trebui să scot calculatorul. Hai să scoatem calculatorul. Uh, deci avem 600 ori 0,75, 450 de mici plus... Uh, uh, de fapt, stați puțin că damage amplification nu este, deci 600 ar trebui... Cât înseamnă 5% din 600? Evident că înseamnă 30. Nu? Uh, da? 5. Uh -huh. 30 damage, doar atât. Fox pe amplification. ia attack speed. <laughs> attack speed for the win. Pentru că o să dai și la bucată uh, cu Mirana, nu o să fie doar starstorm ul uh, plus 40 de damage. Uh, probabil că asta. Attack speed și damage. Leap, attack speed, plus 100. Wow! Și Multishops, multi shot Sacred Arrows, da, am văzut, am văzut chestia asta într-un filmuleț, arată bine, dar nu știu dacă se duc ca magneții pe eroi sau pur și simplu le dai așa, trebuie să stea ei, A, nu, nu știu, probabil că Leap Attack Speed, aș spune, mai ales dacă e la toată echipa, cu siguranță Leap Attack Speed. Morphling, 8 Agility, 2 mana. hai și în serios, și o să țin întotdeauna Agility, a, sau poate vrei să joci suport. Da, eu nu joc morfing suport, uh, deci o să merg întotdeauna pe Agility. Level 15 uh, plus 25 Attack Speed sau 12% Cooldown Reduction? Uh, 12% Cooldown Reduction? Nope, no thank you. 25 Attack Speed uh, 25% Movement Speed sau Damage? Uh, aș spune Movement Speed. Uh, suferă un pic de Movement Speed, de rău ăsta. Waveform Range Wow, plus 400. Uuuh. Dar plus 30 replicate damage. Asta o să aducă din nou meta ola cu Morfling și Shadow Demon. Probabil. Pentru că Morfling e un erou în care ai șanse foarte mari să ajungi la level 25. Pentru că e un erou de super ultra late game. O să vedem, o să vedem, o să rămână sigur în meta, mai ales cu acest Talent 3, dar s-ar putea să găsească și soluții pentru el. Naga Siren, fix Riptide, Tide, de Naga, da, ok, Illugile nu mai dau uh, Rip Riptide uh, pentru același damage, foarte bun. Sau? A, ah, nu, 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 nu are nicio legătură. A, da, ok, fixes interaction, da, 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 corect, corect, da. Foarte bun, uh, asta e de fapt un buff pentru Mirana, uh, pentru naga Siren, pardon, level 10 plus 250 mana plus 125 health. Hai să-i în ține o să întotdeauna mana. Uh, plus 30 attack speed sau 15% evasion. Uuu, uh, oh, aș spune că evasion. Întotdeauna <laughs> evasion. Uh, level 20 plus 15% agility sau plus 20% strength. Well, dacă te duci Butterfly probabil vrei agility, dacă te duci Heart of Taras probabil vrei strength. Level 25 plus uh, one mirror uh, image illusion sau plus 40 MOVEMENT SPEED! WOW! Deci, practic, nu o să te prindă nimeni absolut niciodată, o să ai haste în continuu pe tine, pe Naga, la level 25. Și, sincer, ce faci cu o iluzie în plus uh, când poți să le... Practic, nu o să-ți prindă nimeni iluziile, o să -ți... Oh, my God! Naga a devenit și mai puternică. O să joace sigur uh, cu Naga. E deja unul dintre cei mai buni, sau o să se baneze în fiecare meci. Uh, nature's Prophet, Wrath of Nature, Damage Increment per Bounce Increased, ok. Un pic de buff, reduce, a, ah, o, oh, stați puțin, stați puțin, Base Damage Reduce, ok. Nu știu dacă e un buff sau, uh... a, ah, abia la al 8 la Bounce uh, are damage mai mare decât înainte. Sună interesant. Scepter Wrath Bounce Count no longer increases for 16 to 18. Atât base damage reduce from... Uh, uh, oh ok 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 uh, damage sau health damage întotdeauna uh, intelligence sau movement speed debatable probabil intelligence uh, attack speed sau movement speed no, attack speed sau armor, dar încă mă gândesc la movement speed dacă e mai eficient decât intelligence, nu știu să vă spun, nu știu să vă spun, nu sunt un jucător de nici prof, trebuie să recunosc. 35% la attack speed sau plus 8% armură Dacă ai split pusher, probabil vrei attack speed-ul uh, Și level 25 plus 6% trend summon uh, Și uh, cred că e pentru prima dată când înțeleg acest respawn time <laughs> Pe energie profet ar putea să fie incredibil de puternic Dar haideți să vorbim despre Necrofos Unul dintre eroii care eu uh, obișnuiam să-i joc A fost schimbat cu totul, ei nu chiar cu totul uh, Dar oricum Uh, Reaper upgrade no longer disables buyback or deals extra damage. Uh, în schimb, îi reduce cooldown-ul. Dar e bine că nu, mai disables buyback. Buy uh, chestia era super, super enervantă. Uh, dar asta e, trebuia în meciurile cu Necre fost să joci atent ca s-ar putea să aibă Aganiu. Death Pools, um, acum îți dă, uh, practica preluat de la sadist acelui acele când e la situri. Dar a fost redus damage -ul. de la 275 la 200, Mie, mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Ești foarte sustainable, poți uh, să, pur și simplu să farmezi cu, cu abilitatea asta, ar fi fost frumos să-i scadă puțin și mana costul. Uh, dar mă rog, cred că poți să te obișnuiești cu el. Uh, și heal a fost redus, dar în schimb, în schimb, sadist a fost um, înlocuit cu o nouă abilitate, Ghost Shroud, care te transformă în Eteral. Adică nu poți să dea nimeni în tine pentru 3,5-4,5 3, secunde și îți dă și un 600 AOS Low Aura în care poți să le dai, a, bineînțeles, deathposs-uri și așa mai departe. Dar îți iei, bineînțeles, ca, ca în orice eterală, fie că e item-ul, fie că e al pugna, îți iei 26% more magic damage. Uh, but any hp mp you heal is amplified by 50%. Da, deci practic funcționează, cred că exact ca o, et ca o eterală, cu ul este de 16 secunde la level 4. Foarte, foarte strong abilitatea, merită încercat. să vedem și um, triul, 40 damage, 6 strength. Uh, cred că vrei să mergi pe Uu, Interesant, interesant. All stats sau movement speed, probabil că movement push. totuși, plus 6 e destul de considerabil. Spear amplification sau magic resistance. Îți iei acest magic resistance de 10% ca să mai mitighezi din damage care ți le iei în timpul ghost ului ar spune. Depinde. 400 health sau minus o secundă pe dead pose. O să fie interesant de jucat. Uh, o să-l încerc, probabil. Um, Night Stalker plus 7 strength sau plus 100 cast range. Aș spune plus 100 cast range. Uh, nu că strength nu ar fi bun pe acest erou care este de strength, dar cast range, ca să poți să cancelezi pe urmă eficient, ca să poți să dai silence-ul ăla din cuca măcăi, ca să poți să dai slow-uri din cuca măcăi. Ai doar două abilități, point target, dar oricum se o că în unele cazuri semente. Dacă îl joci Roamer, cu siguranță ți-ai cast range -ul. Dacă îl joci mid sau core, în general poate vrei să ți iei strength-ul, aș spune. Pentru că vrei să te bagi ei și cast range nu o să mai conteze așa de mult. Mana sau attack speed. Încă o dată, dacă îl joci rom vrei mana, dacă îl joci core vrei attack speed. Movement speed, cred că întotdeauna aș spune movement speed. Iarăși o să fii haste pe timp de noapte. Uh, movement speed de 550 o să ai probabil. Nu știu. Vom vedea, vom vedea. Crippling fear cult al minus 6 secunde. Wow! <gători> da, deocamdată... Da, cred că o să mai vedem niște Night stacă Core pentru viitor. Nu s-a mai jucat decât Rom în ultima perioadă, dar cu chestia asta și cu chestiile astea din Talent 3 s-ar putea să mai vedem și Core. Hai să vedem Nix. Nix un erou pe care am început să joc din ce în ce mai mult. Hai să-l vedem. Plus 5 la asta și așa. Aș spune că ești foarte dependent pe damage de pe speluri, dar um, să te faci un pic mai tanky, poți să scapi mai cu ușurință din situații neplăcute. E debatable, e debatable. Acel 5% abia l-am calculat în main și este aproape, aproape că nu contează. Deci, aș spune că value mai mare este pe uh, health. Bine, dacă joci împotriva unui Storm sau unui OD, probabil că vrei acest per amplification și să-ți maxezi uh, mana burn -ul. Și atunci, da, poate să conteze. Dar, altfel, dacă ești un ganker clasic pe Nix, cu aganim, cu tot ce trebuie pe el, aș spune că poți să te duci pe viață. Te face și super, super tanky. Uh, 25. Agility. De agility? Really? Asta nu este un rău de inteligență? Este un ero de agility? Cred că da. Ar spune după... Hmm. Ar trebui să verific chestia asta. Abia ce am spus că joc cu și nu, nu știu dacă este un ero de agility sau de inteligență. Eu mereu am avut senzația că este de inteligență, dar cu opțiunea asta acum mă face să mă gândesc. De ce ai vrea... Ah, ok. Cred că știu de ce ai vrea... Nu. Tot nu știu de ce ai vrea. Pentru armura? Mă rog, vom vedea... Ah, agility sau strength Weird Deci la level 15 eu chiar nu înțeleg Poate poate să-mi explice un profesionist sau ceva Ce se întâmplă aici, mă rog Level 20, plus 120 gold, magic 15% magic resistance um, Depinde plus 40 damage plus 200% spire care pe dmg aș spune că asta <laughs> dar și asta este foarte foarte strong o Magi plus 60 gold plus 100% cast range plus 40 damage plus 100% practic oh my god dar uh, stați puțin stați vorbim de level 25 vorbim de le level 25 dar dacă ajunge suportul tău uh, la level 25 o să dea un uh, bloodlust Extraordinar. Eu tot îi zic Blood Rage, s-ar putea să mai fi greșit. Blood las la Blood las mă refer. Uh, Omni Knight, Repel, Spell Immunity, and I the Spell, uh, as well as the Black Bla 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 bla, bla. BKB. Perfect pentru eroi unskilled de Omni Knight care dau ripelul ul pe adversari -a, și așa mai departe. Acum nu mai poți să-l mai dai pe enemies. Uh, și foarte, foarte interesant că nu mai poate fi Dispelled cu diffuser Blade. Deci, Omni Knight, pregătiți-vă să vedeți suport Omni Knight. Uh, foarte, foarte strong uh, acest nou BKB, nou Repel. Uh, Într-adevăr, la nerfuit, puțin în Purification, uh, damage este un pic mai mic, la cu 60 chiar, la level 4, dar... Um, la level, 4 i-a scăzut puțin cooldown-ul. Și mana cost reduced from... Uh, dar și a schimbat puțin și mana costul. Ceea ce e ok. Uh, purification plus 200 sau minus 60 de gen. Mm -hmm, interesante amândouă. Nu pot să vorbesc prea mult despre celelalte uh, talente. Poate acest plus 75 cast range ar putea să vină de folos în combinație cu Netherlands. Oracle, uh, plus 20, Intergence. wow, 2 secunde false promise duration, asta poate fi foarte, foarte strong, uh, sau plus 250 cast range în concordanță cu netherlands, da, hai să fim serios, ce că o să ajungă vreodată la level 25? Și probabil că în următorul meci o să găsiți un oracle la level 25, dar... Uh, nu știu, un pic, uh, puțin realistic, l-aș fi pus ăsta, sincer, dar nu ar mai fi fost uh, un debate, da. Interesant, dar uh, nu pot să spun că, probabil că Oracle era deja un erou uh, foarte, foarte strong și de asta nu, nu au dat neapărat niște bonusuri extraordinare, dar decât la level foarte mare. Pentru că, da, ok, probabil că vrei să-ți acest uh, health, sau dacă crezi că o să se ducă meciul în ultra late, o să mergi pe XP și pe gold per minute. Dar, nu știu, e interesant, dar nu chiar. Astral Imprisonment can range scale from tra la 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 Ok. În uh, nerf, pentru autor de care prea îi prindea pe toți în Astral Imprisonment. I-a scăzut cast range de la 600 la 450 la level 4. Mulțumim, frumos! Uh, movement speed sau mana? Uh, a, că e according to mana pool. Uf! Uh. Huh. Nu știu. Uh, Dar am două sunt bune. Armor sau attack speed? Hai să fim serioși, vrei attack speed? Uh, ești oricum vulnerabil la physical damage, ideea este să scapi în alte moduri, nu, nu să tanchezi. Uh, inteligență sau health? Inteligență întotdeauna pe hero ăsta, sunt serioși. Plus 60 uh, de secunde, arcane bone, inteligență. Er. Oh, wow! Uh, nu. No. Asta, întotdeauna, asta. Asta o să te țină, practic, da. Foarte, foarte strong. Hmm. Stifling diabetes, damage reduced. Thank you very much. Uh, am vorbit acum în numele tuturor sporților Level 10, Strength, Damage, Level 9, still Movement Speed, Attack Speed, stats, Double Strike, Stifling Dagger. Foarte interesant acest Double Strike. Da, dar tot așa la level 25. Hai să vorbim despre Scepter Added. Oh my god, cât a trecut... Pardon, cât a trecut și din acest filmuleț. Și abia am ajuns la P, dar nu mai avem așa mult. O să încerc să-l termin în filmulețul ăsta. Uh, tot ce mai avem de discutat, uh, avem Magnum Scepter pe Phantom Laser și dacă știți cum funcționează uh, a, Shuriken toss cu track, că se duce de la unul la celălalt, am vorbit asta și la Bounty Hunter, practic i-a făcut uh, Phantom Spirit lens sau cum se numește, Spirit Lens, da, tu uh, to bounce on by enemies. Deci da, spirit lens pe unul și se duce la toți. Asta înseamnă că dacă stau adunați o să ai 5 spirit lensuri care atacă uh, și bineînțeles cu pasivata ta poți să creezi o grămadă de haos în teamfight. Dar nu cred că e un item care vrei să ți-l faci pe Phantom Lancer, poate dacă joci un Phantom Lancer hard carry și un alchemist mid să te aștepți să primești un aganim de la alchemist cadou, nu e atât de strong încât e, e destul de strong. Dar nu știu dacă se merită sincer banii. Uh, 150, da, reduction, magic resistance, evasion. Sau uh -huh. strength. Asta e pur și simplu staturi. Uh, aș spune că vrei evasion în loc de magic resistance. Și aș spune că vrei acest phantom rush. Uh, și chiar cooldown reduction, cu toate că plus 8 la toate stats este foarte, foarte bun, uh, dar cooldown reduction poți să fii mai elusiv, poți să folosești acel dopă în uh, în continuu și s-ar putea să fie mai folositor. Uh, cred că depinde de la meci la meci. Dacă la, ești la nivelul 15 și încă fa îți farmezi uh, uh, niște item de care ai nevoie înainte să te bați, vrei staturile. Dacă nu, probabil că vrei uh, cooldown reduction dacă te bazi deja la level 15. Phoenix Sunrise change from pure to magical damage type. Asta pentru că toată lumea juca Phoenix și trebuia nerfuit. Nu, no, glumesc, bineînțeles. Max damage increase. Mm, ok, a devenit mai mult un heal decât un uh, damage spell. Base damage increase, totuși. A, nu este neapărat. cred că este o chestie mai mult de balance uh, decât de nerf. Uh, respawn time, super amplification, armor plus 2, supernova hit count plus. Uh, oh, ok. Asta este destul de interesant la level 25. Um, dacă ai un și vasgar pe tine, acum a fi sinceri probabil că vrei uh, plus o secundă la supernova stand duration. Dar um, altfel. Uh, probabil vrei hit count. Da, de, de fapt, uh, sincer, dacă nu ori se apropie de tine, ori nu se apropie de tine și două bucăți în plus uh, nu înseamnă prea mult, dar o secundă în plus la stan înseamnă enorm. Pac! Plus 8 inteligență sau plus 150 health? Hai să fim serios, cine o să-și ia health, toată lumea o să-și inteligență, plus uh, 40 de damage sau plus 20 movement speed. Nu știu exact, aici e debatable, probabil că movement speed, da, probabil că de mici. Uh, spell Amplification sau Magic Resistance. Aș spune Spell Amplification pentru că ești, ești atât de spell dependent și te duci un dagon și ai terminat treaba. Plus 300 gold per minute la level 25. Cine și-ar lua asta, nu înțeleg. Sau plus 75% Illusion of Distance Speed. Mă băieți, căutați un videoclip pe YouTube să vedeți ce face chestia asta. Pac Plus 75% illusory orb distance speed Să vedeți cum se duce acum orbul ăla Deci nu vă vine să credeți O să joc un pack numai de test Să văd un pic dacă mă pot descurca Deci se duce în afara ecranului orbul Merge destul de, foarte foarte repede <laughs> Incredibil Foarte strong Un erou o să fie De cât era el de ilusiv, a nu s-a mai prins niciodată Dacă e în mâinile cui trebuie Și nu mă refer la mine, mă refer la jucătorii pro Pagi Level 10, 8 strength, 2 manager. Azi vorbit despre pași cineva, tot mă uh, spunea pe YouTube să joc cu pași, să joc cu pași, cred că am jucat 30 de meciuri cu pagi, cu un rate destul de bun, nu știu dacă am jucat chiar 30, dar vreo 20 tot am jucat. Nu am prins un meci, pun și toate meciurile care le-am prins, ori aveau peste o oră, ori aveau, puf, incredibil. Dar oricum, uh, haideți să ne întoarcem la, la, analiză, că și așa nu mai avem timp. Uh, Plus 8 strength sau plus 2 mana regen, întotdeauna, întotdeauna mă gândeam cum pot să scăp de problemele de mana pe eroul ăsta. Iată, cu un talent. Nu glumesc, poți să-ți iei Solving, poți să-ți iei Battle, poți să-ți iei Urnă și îți rezolvi problemele de mana. Cred că mergi pe strength, sincer. Uh, îți mărește damage-ul și te face și mai tanky puțin. Armură sau movement speed? Întotdeauna movement speed. Movement speed-ul este absolut critic pentru, pentru pagi. Pentru că ai acel rot cu care vrei să urmărești jucătorii. 150 de gol pe mine sau minus 35 secunde de respond time. Încă un eror la care înțeleg de ce, de ce există această opțiune de respond time. Dacă joci greedy la level 20 s-ar putea să vrei ăsta pentru că o să stai mai mult ascuns să aștepți focurile, nu să stai la farmat, așa că sunt niște bonus bineveniți, dar probabil că dacă te bagi și o să fie full 5 on 5 engagement, probabil o să și mor cu pagi pentru că vrei să tanchezi cât mai multe abilități, așa că acest minus 35S respawn time sunt mai bine. Plus 1.75 flash hip stack strength sau plus 100, hai să serioși, deci chestia asta, oh my god, o să-ți faci Oh my god. Da, acum depinde. Dacă ai multe killuri și multe asisturi, puneți în asta. Și de 30, probabil cu 6.000 viață. Dacă nu, dacă nu e cazul și sunteți în spate, probabil road damage-ul este mai bun. Pentru că poate să întoarcă un în team fight. Pugna. Nether, -web. de fapt, cred că asta e întotdeauna mai bun. Pentru că poate... și faptul că ești închi și poți să te închezi mai multe abilități. Dar poate nu ai multe killuri cine știe, debatable, level 25, încă o dată, nu are sens să vorbim prea mult despre chestiile astea de ultra-late, pugna, netherworm, mana regen, reduction, tararara, 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 ah, okay, a, ok, l-a făcut din um, real în, sau mă rog, din, da, real, am zis bine, natural, real, nu știu, voi știți mai multă matematică ca mine, în procentual sau fractal, uh, mana regen sau health. Puck este un erou squishy, dar sincer cu acest mana regen cred că devii un pusher de temut uh, și cred că toată lumea o să-și mana regen. Uh, minus 25S, response time, S bineînțeles, vine la secunde, plus 10 strength. Uh, asta e un pic ciudat, am în opțiuni, probabil că pe strength uh, plus 50% life drain heal wow. sau 100% uh, nether blast damage. Ok, dacă joci cu aganimul și ești un team fighter, probabil vrei să-ți iei chestia asta. Dacă joci suport și nu ai aganimul pe tine, vrei să te duci Cast Range, vrei să te duci netherblast, vrei să te duci um, sărăcia Ether Lens și să, dai, uh, să stai la roșan și să le dai barăcile cu Nether Blast-ul. că, ne, um, că am exagerat puțin, dar nu contează. Queen of Pain, a uh, primit și am în sfârșit un buff că nu o mai jucat nimeni săraca ca Queen of Pain, un erou pe care l-am jucat, uh, jucat destul de mult. Damage sau Strength, Cooldown, oh, oh wow, uh, fuck Gold, îmi iau Cooldown Reduction probabil, Attack Range, uh, ok, Hard Carry Queen of Pain, here we come. Da, build-ul cu Orchid în BKB, asalt Cure și așa mai departe, cu acest attack range, cu cooldown reduction, te duci cu blink în ei, țac, pac, 76 nice feel. one for non heroes. Debate, A, debate asta, nu știu exact cât face chestia asta, trebuie pur și simplu să mi la aleg dată și să văd care este impactul. Razer, plus 6% movement speed, there you go. Că nu avea suficient movement speed, acum o să aibă haste permanent, plus, fii atent că o să-și maxeze lumea pasivă și o să-și ia movement speed-ul ăsta și o să intre în tine ca la hoții de cai, plus pasiva și nu numai pasiva, și link-ul, evident, plus 5 armură, plus 150 cast range, Ah, ok, poftim, nu-ți mai e asta, ți e agility și cast range sau, pentru că agility oricum îți dă și armură, deci nu știu, este un pic... Da, cred că s-au grăbit la unii eroi, sincer, dar sunt sigur că în următorul patch o să fie o grămadă de schimbări la... A, cum se numesc astea? Talents. Hai să vedem level 25 ce face, că sunt curios. Astea sunt cele mai interesante. Bineînțeles, Razer nu numai că este un erou plictisitor, are și talente plictisitoare. Sriki, uh, avem Aghanim Scepter. Aha, 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 dacă credeți că a scăpat de Ricky în pub că nu mai era așa strong, că a început toată lumea să cumpere sentry și așa mai departe, sta să vedeți Ricky Rom ce revenire o să-și facă cu Aganimul, pentru că pe Ricky nu știai ce să-ți cumperi când ai Rom și îți cumpărai tot Diffusal Blade, dar nu mai vrei să-ți mai cumperi Diffusal Blade, acum vrei să-ți cumperi Blink Aganim, sau nici măcar Blink, te duci direct Aganim și dai ultimata pe orice erou care stă în față. Și o să-ți faci tot damage Oh my god, o să fie incredibil. Deci un alchimist cu Ricky, deja, deja prevăd un... Oh my god, trebuie să vorbesc cu prietenii mei să jucăm combo alchimist ăsta cu Ricky. Um... Da, 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 da. Alchemistul pentru că stă în față de asta. Se bagă în eroi. Faithful Damage increase, dar a făcut puțin nerf lui Rubick. Hai să vedem un pic. Telekinesis Land Distance. Ok, acum poți să te joci mai mult cu Telekinesis, să-i mai urci pe câte un clip, să-i blochezi, să faci șmecherii, dar la level 25, hai să fim serioși, vrei 20% cooldown reduction, vrei să furi spelurile alea în continuu, vrei să... da, să fie o forță. Nu sunt un jucător de rubic, așa că nu pot să vă spun mai multe despre acest erou, dar uh, nici nu sunt prea multe schimbări decât acest, uh, probabil că cast range, ca căca căca. pardon, cast range în loc de spell amplification aș spune, dar depinde, depinde. Baros Scepter no longer cause coste finale. Da, nu știu dacă vă spuneam eu când am jucat cu, cu Sand King să, uh, când vă faceți Aghanim că o să distrugeți practic eroii care se bazează pe iluzii dintr-un stan, uh, nu o să mai întâmple chestia asta. Costic finale acum o să, o să fie doar pe eroi. Dar, adică și pe creep, cred. Dar oricum uh, rămâne un eroi, un agarim destul de strong. 4 epicenter pulses sau 50 health regen. Sincer, <laughs> cred că decât epicenter pulsele, like, dacă nu mai omori pe nimeni în Lady Aim cu <coughs> uh, strict cu epicenterul, cred că vrei să mergi pe health regen doar așa la intimidare, doar ca să, să nu-și dea seama ce se întâmplă. Bă, de ce, de ce nu-i scade viața lui senkinga King ăla? Bineînțeles, dacă dau toți eroii în o să mori la fel de repede. Shadow Riman plus 400 demonic purge damage. Wow! Sau minus o secundă Shadow Poison cooldown. Asta e chiar interesantă. Cu Octarina și cu, și cu această opțiune, uh, Poate fi Shadow Demon jucat core? S-ar putea să vedem uh, Shadow Demon core Shadow Fiend. Uh, Shadow Race Cast Point reduced from tralala to tralala. Ok. Ok. Uh, cred că asta o să bage un pic în eroare jucătorii de Shadow Fiend. Numai cât mă gândesc acum că am avut și eu o perioadă când îl jucam. Când le dai, le dai exact așa cum trebuie, altfel le ratezi. Uh, dar asta cred că ți ia vreo 2-3 meciuri până să te obișnuiești, dar cred că după aia o să fie o, un buff incredibil de bun pentru și pentru că poți să le dai mai rapid, sac pac. Uh, oh, și 7 secunde pe Shadow Raise, cooldown. Asta dacă te duci Spellcaster, dar sincer, cine n bazi de ce Spellcaster pe Shadow of Vrei să... Pardon? Uh, vrei să te duci uh, range, cu siguranță. Plus damage, plus 2 damage per soul. Uh, dacă luăm de ce a 70 damage, cu tot cu aganimul ar fi încă vreo 100 de damage. Uh, da. Interesant. Shadow Shaman un master pe unul lângă au uh, au de adică nu mai o să acel splash, dar nu contează atât de mult, că pentru că i-au crescut atac range-ul, poți să le pui acum și un pic mai departe de turn, dacă nu vrei să te apropii, ai și casing în mai mult 20 na, 3 secunde, Shackle Duration. 7 secunde, poți să ți iau, ești, practic, poți să ți un hero. Uh, disabled pentru 7 secunde. Niciodată nu o să ai nevoie de asta. Sau poate că o ai. Um, po poate împotriva unui alchimist, aș spune că e bun Shadow shaman -ul. Dar până să ajungă Shadow shaman la level 25, Alchimist probabil a terminat jocul și a mai terminat încă unul, uh, până a ajuns uh, shaman la level 25. Uh, Silencer, level 10, level așa... Pă... Ar spune... Acest atac range e singurul considerabil de la, de la Silencer. În rest, doar chestiile care le-ați mai văzut și la ceilalți eroi. 60 Gold, debatable în funcție de fiecare meci în parte. Scepter Reward uh, a schimbat, uh, a gândit Scepterul la Skyrat Mage. Uh, și e foarte interesant acum. Deci, practic, uh, fac un sumar la ce scrie aici. Uh, orice abilitate care o dai, fie că e silence, fie că e costic uh, uh, pasta, um, mystic flash și așa mai departe, Ancient Seal, o să mai dea încă unul adițional pe cel mai apropiat erou. Ceea ce e super ok, pentru că poți să pui ultimata undeva în team fight și o să dea automat o ultimată pe unul dintre eroi și o să dea exact acolo, să fie exact în centru erou, ceea ce e destul de ok. și ia să vedem pe aici Marin de gen 4 secunde pe aici în seal Cu Aghanim și cu Level 25 pe acest erou Oh yeah, pretty good, pretty good, pentru că la level 25 dacă ajungi cu Skyrat Mage, să spunem că îl joci core și ajungi la level 25, probabil BKB-urile sunt deja, pe, cu siguranță vor fi BKB-uri împotriva Skyrat Mage, BKB-urile sunt deja la 5 secunde a, și după aia poți să dai silence-urile alea în prostie și să-i caitezi și-ți faci un o s-ați văzut că l-a schimbat acum, i-a făcut root, îi țin loc, oh my god, Skyrat Mage, s-ar putea să mă apuc de jucat Skyrat Mage. slardar slardar dar, plus 10 bash chain chance, ah, eu nu mă joc cu chance astea, sincer, nu-mi plac eroi cu prea mult RNG, dar sună bine. attack speed, health regen, health regen-ul ăsta, oh my god, pentru slardar om, oh yeah, dar și mana de fapt este bună pentru Slard pentru că în loc de un stan o să ai două stanuri. Da, oricum, debatable. Altfel, celelalte aș spune că sunt mai de cor, așa, strength, damage, armor și așa mai departe, attack speed, da. Slark, avem Aghanim Scepter pentru Slark și este un Aghanim Settler foarte, foarte bine gândit, Practic, acum când îți dai ultimata și ai Aghanim Scepter, toți care se bagă în uh, Shadow Dance-ul tău devin invizibili uh, și, practic, nu poți să le mai faci nimic. Dar este cu două tăișuri. Este o lamă cu două tăișuri. Pentru că dacă îți dai ultimata și se bagă toți în ultimata ta, vă dați seama ce poate să facă un Stunnaway. <laughs> așa că aveți grijă. Nu știu dacă o să-și cumpere cineva aganimul pe Slark, dar, uh, tot așa, situațional, când uh, ai... Uh, un alchemist în echipă, cu siguranță vrei să-i cumperi Naganin și lui Slark. Um, 3 secunde pe Pounslish, foarte, foarte strong. Lifestyle. Uh, Lifesteal. Ok. Lifesteal la level 10 e destul de strong. E un erou pe care nu vrei să-ți faci Lifesteal, dar acum pentru că ai acest talent s-ar putea lumea să îl folosească. Health, să fim serios, lumea o să meargă pe attack speed. Sniper de și acesta l-am încercat cu boții deja, cred că cam ăștia au fost eroi care i-am încercat, Monkey King, Sniper și parcă am mai jucat cu cineva, am uitat. Oricum, Assassinate-ul, acum poți să-l pui exact ca și rapnelul, îl pui în pământ și toți care sunt în zona acolo, practic, le dai un headshot, un crit, o e, e, practic îi zăpăcești. Acum nu mai e magic damage cu aganimul și ce se întâmplă este că dacă ai damage foarte, foarte mare, de exemplu, ții un rapier, simplu, îți iei un rapier, pe ultimata, care are acel attack range incredibil de mare, boom, headshot, plus criticală, 2,8. Apropo, eu nu l-am jucat cu rapier. Oh my god, trebuie să-l mai joc o dată. Da. Deci rapier s-ar putea să devină un item uh, foarte comun în uh, meta următoare Mai ales pe acest erou incredibil Care i-au băgat Aghanim I-au băgat Pre Pregătiți-vă pentru meciuri împotriva lui Sniper uh, 4 Shrapnel Charges La level 25 Who cares about attack range 4 Shrapnel Charges Really? Wow Și 25% la, uh, cooldown reduction Deci practic te duci un și plus <laughs> Ok, Sniper Next hero is Sniper Specter, 20, vedem. Deci, uitați-vă cât de interesant a putut să facă acest erou. Și uitați-vă la Specter. What is this? Caca. Plus 20, 30, atac speed, practic nimic. Uh, V-am spus, nu au fost la fel de creativi cu toți eroii, cu unii s-au grebit. Dar, mă rog, important este că ai încă de făcut aceste alegeri. 10 secunde pe Specter, dragă. Hai să zicem că asta e destul de interesantă. Faptul că ești mult, mult mai mobil decât înainte, dar în rest, nu e nu ceva care să, să fie mind-blowing așa. Spirit Breaker. Încă 17 la... <l> nu, no, da, pică meme-ul. Au, au stricat un meme aici pentru că nu mai, nu mai e 17, o să fie 34%. La Uh, sau plus uh, 500 charge speed. Vă spun eu, toată lumea o să ia acest charge speed, deci uh, se duce la fel de repede ca ilugerii orbului uh, pac. Este incredibil, deci uh, trebuie să căutați și cu asta un filmuleț. Da, ok, la eroi ăștia recunosc. O să... O să... Și, și, la, și, la, Spirit Breaker uh, îmi, îmi, plac schimbările. Stone Spirit. Electric Vortex uh, plus... Uh, da, ok, cu aganimul ăsta poate fi super strong, dar cred că Spell Amplification uh e mai strong pe well. dacă afectează și overcharge da attack speed și nu te mai duci niciodată în viața ta moonshard dar armura nu vrei pe aceste rău. inteligență întotdeauna 20, cred că pa, pa, cred că ți iei damage sincer știu Toată lumea ar vrea să-și ia mana da? Dar oricum te duci Blaston. Și atunci vrei acel damage permanent, pentru că este plus 3 manele gen ale la un blast on charge, nu e problemă. Sven, uh, Sven, 5 uh, seconds Stormbolt, am, da, pe stan. dacă era pe ăsta uh, pe Warcry, aș mai fi zis, dar probabil atunci era prea strong hero, plus 65 damage, probabil că o să vrei totuși uh, minus 5 secunde pe stan. Uh, 15% invasion, iarăși o chestie foarte interesantă pentru Sven, pentru că nu vrei să-ți faci de obicei invasion pe el. Uh, dar chestia asta cu Sven este că a, nu prea vrei să apuce dușmanii să dea în tine. Vrei să dai tu așa că probabil vrei să te duci attack speed. Pentru că asta te ajută să eu mult mai repede. Movement speed, probabil sau stats, nu, probabil Movement Speed, pentru că majoritatea eroilor au la Movement Speed câte un buff și atunci o să te caiteze și mai ușor dacă nu îți alegi acest Movement Speed, o să, fi, o să devii obligat să-ți iei doar pentru că și le-au ceilalți. Techis. Uh, ok, dacă ești jucător de techies, nu o să te înjur, dar o să-ți spun doar uh, să ai ghinion. <laughs> nu, no, nu vreau să urez ghinion nimănui. Uh, pe Techis l-au schimbat în multe feluri. În primul rând, prima abilitate, Proximity Minds, funcționează, mecanica s-a schimbat un pic mai altfel. Nu mai există Suicide Squad, acum ai Blast Off și o abilitate, gen, nu știu cu ce să vă zic, că seamănă, seamănă să spunem cu, cu Aganimul lui Earthshaker sau cu Lipul lui Mirana, poate. În orice caz, sari și te duci direct în ei și... Explodezi acolo, dar și poți să te și sinucizi, încă poți să te sinucizi cu ea dacă uh, îți faci prea mult damage. Dar, mă rog, nu vreau să vorbesc prea mult despre, despre techies pentru că not, uh, not my style. Temporary Assassin Cybers not work when illusions of Temporary Assassin attack. Uh, da, asta e un, uh, un buff, să spunem, dar uh, e atât de rar în... Să atât de momentele în care îți faci Manta Style pe Templar Assassin, deci nu știu, vom vedea, poate mai des acum, uh, oh, de fapt s-ar putea să fie mai des pentru că acum poți să faci Split Push, dar de fapt nu, Templar Assassin e un eroc cu care vrei să te bați, nu nu știu cât o să conteze schimbarea asta, probabil mai deloc. Încă o dată chestia cu Movement Speed, ești cam obligat forțat să iei, uh, Evasion, mm -mm. Cred că vrei să Nu știu, nu știu. În schimb, asta, plus 3 Refraction Instances, poate fi destul de strong. Poate fi destul de strong. În, prim, în primul rând, poate să-ți dea acel timp adițional să-ți se mai încarce o dată uh, cooldown Terror Terrorblade, 6 regen, Attack Speed. Uh, probabil că vrei Attack Speed dacă vrei să faci Push Early cu metamorfoza vrei Health Gen dacă te retragi în junglă să... Uh, Mergi, nu știu, spre un uh, late game. Damage sau health, um, nu știu exact ce să vă spun. Minus 30 de secunde pe Sunder cooldown. Uh, la level 6 nu avea 30 secunde, probabil că avea 60 și acum este 30, nu mai știu exact. Sau plus 15 la all stats. Având în vedere că astea s, uh, se pun și la iluzii, cred că totuși vrei să mergi pe all stats. Pentru că Sunderul ul e doar așa o cereașă de pe tort, dar... Uh, Sincer, pe Terror Blade, toată șmecheria sunt iluziile, steațurile și metamorfoza. Metamorfoza pentru mine e ultimata lui Terror Blade, nu Sander. Tide Hunter. Gosh, project speed reduced from tralala, tralala. Adică, practic, acum poți să faci disjoint la chestia asta, dacă ești suficient de rapid. Puteai să faci și înainte, dar nu aveai cum să ai reflexii mai mari de, de 4.000. deci, era doar o chestie de super noroc, probabil. Aș spune. Nici nu, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată, mie nu mi s-a întâmplat niciodată să fac disjoint la, la gaj. Um, plus 50, plus 105, plus 7, armură 30% 500, XP gain, ok Interesant, dar probabil că vrei armura Minus, uh, ok, poți să faci armor detection la GUSH Încă minus 5, ok Și cooldown, ok, cred că asta vrei totuși la pagi pentru că nu e un erou pe care te duce octarina și cooldown reduction-ul poate fi uh, super folositor la level 25 să ai acel revage în continuu, în continuu și bineînțeles asta se aplică și pe refresher. Timber <laughs> 10% XP gain. Poate fi interesant, probabil o să revedem. Timber offline. Poate, poate. Warning that attribute Wow, plus asta, Wow, plus. Deci l-a făcut și mai strong împotriva eroilor de strand um, Și acest cast range poate fi interesant pentru că uneori te ducea Ether Lens pe el. Uneori, uneori, da? deci nu întotdeauna, uneori. Situațional, foarte rar. Dar acum ai acest cast range 5% pe foarte, foarte puțin uh, aceste buffuri de 5% 10% pe spell amplification. Dar faptul că dai cu speluri în continuu s-ar putea pe Timber. Tinker. Inteligență, armură. Mm, armură? Pe Tinker? Nu cred. Inteligență. Încă o dată spell amplification. 4% la 5% la până la urmă pentru că ce să faci cu HP-ul? Ți-l uh, amplification și nu-ți mai face nimeni push high ground niciodată ever. Uh, nu cu chestia asta. Nu-ți făcea nici până acum, dar... Na un buff în plus și inteligența contribuie la damage-ul spelurilor. Casting... Oh! Oh! Încă o dată chestia asta. Unul din cinci for... Ah, for non-heroes. Nici nu ne interesează. Uh, de fapt ne interesează pentru că ăsta poate să pună March of the Machines pe hartă și se duce cu lifestyle-ul după el. Ok, 20% spre lifestyle e destul de strong. O laser oh, stai să laser... Oh, sta să țin laser damage. Aici vorbim de pure damage. Mm. e destul de interesant și laser damage-ul ăsta. Cred că e mai interesant asta decât spell-ul, la este Hai să fim serioși. Uh, pentru că n-ai nevoie de, de, viață pe timp că în momentul în care ai rămas fără mana te -ai întors la bază. Aici nu e vorba de sustain în team fight. E vorba pur și simplu să dai tot ce ai, te -ai întors la bază și te reîntorci -ai după aia cu mana și viață full. Craig Exterior Amor Increase From Tra-la-la Tra-la-la Proxima Afecția hero No Longer Oh, yes, yes! Uh, ok, uh, Nu, asta e un nerf, stați puțin Dar uh, mă enerva foarte, foarte tare când jucam range și dădeam în Tiny și îmi dădea stun Și după aia reușeam să-l prind și mai dădeam o bucată și îmi dădea restan stun cu Craig Dar i-a făcut o chestie foarte interesantă. Să fie pseudo-random, asta înseamnă că nu o să mai fie de două ori la rând niciodată. Și dacă ești ranged, poți să fie hard counter pentru tiny întotdeauna. Bineînțeles, poate să sară cu tine, pe tine cu blink și așa mai departe, dar oricum îmi plac schimbările astea la tiny. Uh, stand duration rescaled from tra-la-la -la to tra-la-ok, okay. deci combo e mai ușor de dat acum pentru că avem 2 secunde pe, a ah, nu, stați puțin, asta e tot la craggy, bla bla bla, hai să vedem aici, 20 20 20, 20, 200, astea nu mai contează, în game, probabil cooldown reduction, nici măcar, attack speed o să fie un schimb destul de interesant, movement speed, Trend Protector, Hero Reworked, foarte mare bafurile lui Trend Protector, probabil de acum când o să joc suport o să joc Trend Protector pentru că l-au făcut incredibil de strong. practic nature guys, Nature's Guys acum este o pasivă, nu trebuie să-ți mai dai tu invizul, te face invizibil după 3 secunde la level 4 sau după 6 secunde la level 1 dacă nu ataci pe nimeni. Acum, e exact ca invizibilitatea lui Ricky. Dacă nu ataci pe nimeni, devii invizibil în câteva secunde. Și, și, um, îți dai și movement bonus, dar mai extraordinar este faptul că în momentul în care ieși din invizibil, cu prima bucată care o dai, o să faci un stun. Așa că, oh yeah, pregătiți-vă pentru niște surprize. Period before invisibility is removed. Your attack cannot miss. Oh, și este și true strike. Wow! Foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. A, ca și 20% plus 20% plus secunde, plus 20% 2 secunde, bash. plus 20%, 2 secunde, bash. 5% exact. plus 5% plus 5% plus 5% plus 5% plus 5% un pic mai Instances. plus asta este un pic mai plus um, <coughs> asta din cauza că nu înțeleg ce înseamnă asta. Uh, cooldown reduction, not really, movement speed, uh, probabil, attack speed, asta, a, ah, nu e level 10, nu e level 1, forget about it, probabil mana regen. sigur mana regen pentru că o să vrei să dai heal în continuu și nu vrei să te duci la bază. Troll Warlord, tra la la, tra la la, movement speed, anahata, seconds on whirling as cooldown, ok, s-ar putea să fi făcut viabil și Troll uh, Warlord-ul. Uh, cu acest uh, cooldown, reduction, uh, tusc Hai, uh, tu captains da, m-am speriat, am crezut că okay, iau fă făcut și euganim. M-am mai attack. Vreau să-mi un equipped, ta, 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 150. Wow. Da, ok, ok. Uh, și Tusk, care e 25, <gust> este un erou. Deci, nu prea. Uh, da, l-au schimbat pe Underlord puțin. Nu mai, nu mai trece prin BKB, pit of Melefest. Uh, nu, nu știu dacă o să joace sincer uh, Underlord prea mult în Captain's Mode, dar sunt curios să văd profesioniștii cum, cum îl joacă în, într-un match pro. Pardon, pro uh, și poate o să-l o joc odată și o să mai vorbim atunci despre acest erou. Um, nu. Mm, nimic interesant pe aici, aș spune, poate acest uh, root. Flash going Hearing healing, că da, e un pic ultimata mai bună a lui uh, Undying, plus 40. Uh, și Thomsonul, ul bineînțeles, poate fi... Uh, de fapt, l-a făcut destul de strong Thomson ul în, uh, în late. Mm -hmm, interesant, interesant. Ursa. Uh, attack speed damage. Probabil damage. Stats sau plus 10 fury swipes damage. Adică plus 10 fury swipes. Nu stiu exact ce înseamnă asta. Damage pe fiecare fury, fury swipe 10 sau scalează. Uh, sau... Trebuie uh, huh? hmm. verificat. Um, spus, uh, da, Wave of nu mai este pure, este magical, uh, dar este, este un damage atât de mic, 120, mă rog, era mic, 90, acum este 120, încă e mic, încât uh, nici, parcă nici nu contează schimbarea asta așa mult. Uh, Venge aura damage. Ok. Uh, vengeful spirit support în late game este absolut extraordinar. Dacă nu cu asta, cu <laughs> asta. Deci, practic, uh, magic missile pierzi sperimentei, spe 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 ai un stun care treci prin becale. Deci, salut Abisală! <laughs> De fapt, stați puțin că cred că o să se joace și Cor. Vengeful Spirit, acum că mă mai bine. Mm -hmm. Venomancer. 3 word play, World 160 seconds. Wow, asta! Venomancer. A! Ah, pe ideea că te bagi între ei, dai tot ce ai, mori, și după aia revin 10 secunde. Interesant, interesant. Dar nu cred că vrei să... Sau, 3 word plague word HP damage. Uh, le crește 3 word plague. Black... Ok, uh, cred că ți e asta dacă ești la level 25 și cred că poți să te bati cu mega creepy. Cu averitatea asta. Poate. Nu știu. S-ar putea să vorbesc de dincolo. Viper! Apropo, nu știu, ați văzut Nu nou skin de la Viper? Cred că bine am arătat în celălalt filmuleț. Arată foarte, foarte bine. Netox ne in uh, maximum damage increase from tra -la, -la, tra la Ok, 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 ok. Da, interesant, interesant. Uh, poison attack affects buildings. Aha. Deci o să dea attack slow la buildings. Da, foarte interesant, dar uh, serve level 25 pentru asta. În rest, 4, 75% attack range. Oh, foarte mult de citit la vizaj și, sincer, nu prea mai avem timp. Ar trebui să închid de acum, pentru că trebuie să plec, dar o să ne uităm repede doar pe 3 și v-am spus că o să pun în descriere linkul ca să vă puteți uita și voi pe la eroii favoriți, să vedeți exact despre ce este vorba. Uh, Spell Amplification este foarte bună pentru Solo Summon, uh, dar, sincer, cine știe să facă micromanage să și ia plus 220 familiars movement speed, nu o să-i mai prindă niciodată și 3 familiari, oh my god, o să sper să nu ajung vreodată la 4000 și să joace lumea cu visaj împotriva mea. Am glumit, am glumit, vreau să ajung la 4000 pentru că nu joacă nimeni nici la 4000 cu vizaj. Warlock, Fatal Bones mana cost increase from... Ah, ok, avea nevoie de un nerf acest erou. Fix Fatal Bones continue to do damage. Ok, ăsta era doar un bug care l-au reparat. Spell immunity 4 chaotic offering golems, ok, interesant, plus 15 chaotic offering golems, armor, ok. Deci asta dacă vrei să-i faci mai uh, beefy, ori, pe, ori uh, împotriva physical damage, ori să-i faci pe limon, cred că vrei să-i faci pe limon, sincer. Um, ca să nu poți să-i le dea stun și nu. E, de fapt, eu știu și armura este de, de, de fapt, cred că am totuși. Nu știu, este foarte situațional, depinde de la joc la joc. Uh, cast range întotdeauna aș spune, movement speed-ul, hai să fim sinceri, poate că nu, 5, 15% exp gain, da, sunt de acord cu asta, și probabil că 30 secunde respawn time. Weaver, uh, plus 20 și movements, oh, da, asta se mișcă acum cu peste haste, mai blood seeker mai putea să mai facă uh, nebunii de genul acesta, level 10 plus uh, 30 cu damage, really not much. Dar bănuiesc că uh, decât 6 strength mai bine ți ai asta. Sau poate că vrei să-ți iei 6 strength dacă vrei să te faci mai tanky și nu vrei să-ți cumperi un item pentru asta. La fel uh, se pupă cu plus 7 stats. Dacă reușești să te bârstuiască înainte să-ți dai ultimata, probabil vrei să te duci astea. Uh, și damage-ul îți face item de damage. <laughs> de fapt, vedeți că are 3. Ok, Weaver-ul, is it a hero? Cred că tocmai ce a devenit un hero weaver -ul. Pur și simplu pentru că ai aceste opțiuni acum. Foarte, foarte versatil. Ori te duci damage și călărești de nu mai știu ce cu ei, ori dacă ești în spate, măcar ai șansa să fii un pic mai tanky și să scapi mai ușor de gencuri. Ok, Wind Ranger Power Shot, maxim damage 420, De acum scalează un pic mai altfel pentru că îi face damage reduction per unit hit. <coughs> este la 20%. Uh, oricum cred că e o uh, schimbare bună pentru Wind Ranger, I a făcut. Mie mi se pare că totuși că e puțin mai strong. Um, totuși, dacă eu e un skill shot, pot să omori eroi cu chestia asta, 420 de damage. That's, that's quite something. Uh, damage sau mana regen? Uh, cred că totuși damage uh, sau mana regen? <laughs> Debatable. Amândouă sunt bune aici, probabil, vrei inteligență. Dacă-ți-ai luat damage, vrei inteligență, dacă-ți-ai luat mana gen, vrei tot inteligență sincer, nu știu de ce ai vrea să-ți iei 150 health, uh, spell amplification sau magic resistance. S Aș spune magic resistance pentru că odată ce ești în Windrun, uh, doar cu magii poate să te bată, uh, dar nu se știe, nu se știe. Uh, da. Depinde de ce build te duci și cum îl joci. S-ar putea să vedem, s-ar putea, nu zic, dar s-ar putea să vedem uh, Wind ce suport. Plus uh, 100 attack range este foarte foarte bun și minus 5% power shot uh, poate este în concordanță cu acest spell amplification. Dar uh, plus 100 attack range uh, este bun uh, atunci când este jucat core. Winter, vibe burn uh, plus 5% Arctic Burn Slow Ok, ok, well, slow este și mai puternic acum sau minus 3 secunde pe splinter, blast, cooldown. Uh, încă o dată ne uităm la level 25, da? trebuie să repet chestia asta pentru că dacă Mm. Nu vreau să vă gândiți că, ah, că jocul cu Inter 5 că am acel uh, slow. Uh, nu, ai slow, dar trebuie să ajungi la level 25 mai întâi. Și după aia ai de ales dintre două abilități foarte, foarte bune, ori minus 3 secunde pe Splinter Blast, ori minus 15 pe Arctic Burn. Așa că e debatable. Uh, Witch Doctor, male DPS increase from. Ok, Witch Doctorul tocmai ce a devenit un pic mai strong, mai ales împotriva eroilor foarte tanky. Um, un pic mai strong, nu foarte, foarte strong, um, plus 150 death worth Attack Range, asta este destul de ok, sau plus 20 v Restoration Heal, ok, nici asta nu este rau, depinde ce fel de compoziție are echipa, dacă se bazează pe ultimata ta să facă damage, ție asta, dacă nu se bazează pe ultimata ta să facă damage și totul se rezumă la stun și heal, atunci vrei asta, bineînțeles. Uh, ca și suport te duci probabil la 20 XP Gain sau, dacă gangezi foarte mult, deci chestiile astea ți le iei într-un joc static. 20% XP Gain, 60 de Gold per minute, la la Într-un joc în care te bați în continuu, îți iei Health, îți iei Damage, îți iei chestii care poate să te ajute la kill -uri. Nu te ajute la kill faptul că tu ai 20% XP Gain. Cam asta e ideea de bază care se aplică la toți roi, nu numai la Witch Doctor. Red King și cooldown reduced, stop. asta e drăguț, nu reincarnation mana cost. <laughs> deci, uh, suddenly antimidiu nu mai este counter pentru Red King. Hmm, interesant. Sau 20% uh, vampiric oral lifesteal. Whatever the heck that means. Uh, se stachează probabil cu ce ai deja. Attack, speed, damage, health, movement speed. Hmm. Și, finally, ultimul erou despre care vom vorbi astăzi, Zeus, care eu vreau să-l încerce pe Zeus pentru că i-au făcut, aganimul din nou, uh, care îi dă o abilitate nouă, se numește Nimbus și este tot globală, dar de data aceasta o să o, să o pui tu pe hartă. Și ce face? Um, creează un nor, practic arată am, am văzut deja un filmuleț cu acea abilitate, creează un nor care arată așa ca un sigil de la Tusk și nu, pot, nu cred că poți să-l miști, cred că rămâne în loc acolo unde l-ai pus, dar odată la două secunde sau ar trebui să, odată la două secunde jumate, trage câte un fulger pam, pam, pam deci merită, încercați, o să cel mai probabil, mai bine să vă uitați la filmuleț pentru că mi-e greu să vă explic prin cuvinte exact ce face abilitatea Um, plus 2 mana regen sau 150 health. Vrei mana regen pe Zeus întotdeauna. Health-ul poți să-ți iei iteme oricum uh, în care, care, o să aibă stats -ul. Dacă nu-ți faci un Force îți faci un Blast, o octarin, o Nether Lens în care o să ai oricum Nether Lens. Ok, nu-ți dă stats dar îți dă HP regen, ceea ce... Sincer, dacă vrei să farmezi și jungle și tot cu Zeus uh, și să, fii, să ai sustain în timp fighter, îți trebuie mana regen. Ce puțin dacă nu ți faci blaston, eu zic că se merită acest plus 2. Armură, uh, maybe, da, da, dacă, dacă au mult Physical Damage, vrei să mergi pe Armură, dacă au Magic Damage, vrei să mergi pe Magic Resistance. Movement Speed sau Respawn Time, uh, depinde. Dacă simți că nu ești mobil în timp, Fighter, îți, îți iei Movement Speed, bineînțeles. Uh, dacă uh, vă bateți în continuu și se moare mult... Poate că acest respawn time este mai bun și plus 1,5% static field damage sau plus 200 cast range, sincer cred că acesta este mai bun, dar uh, nici cast range nu este rău pentru că poți să stai în spate și să dai cu speluri în continuu, cu acest uh, cast range, cu Octarina și cu Ether Aetherlands, uh, practic nu a cum să te prindă. Uh, o ultimă impresie despre acest patch este patchul meu preferat de când joc eu Dota. Simt că este ca un joc nou, o nouă provocare de a învăța, multe abilități noi, multe talente noi și așa mai departe. Și vreau să spun că aștept cu nerăbdare primul campionat profesionist de Dota pentru că vreau să văd exact profesioniștii cum vor folosi aceste talente și în general cum vor folosi noile lucruri care au fost băgate în acest în acest joc Nu știu dacă voi mai face filmulețe cu Dota Pentru moment S-ar putea să continuăm cu City Skylines Și poate să mai revin cu câteva dintre seriile mai trecute Cel puțin pentru moment Pentru că nu prea am mai avut timp nici să joc Mai mult o să mă uit în următoarea perioadă Probabil Așa că Eu vă mulțumesc pentru vizionare Și vă mai aștept Și la alte episoade De Dota și nu numai în atelierul lui Tudor Dragilor, vă pup. Să aveți o zi bună și ne revedem data viitoare. Pa, pa!